Băi, ce mă bucur că în sfârșit mergem și noi într-o vacanță. Da. Chiar, ce-ai zis lui Marcela ca scuze că nu mai mergi mai la nuntă? Că ai probleme tu cu munca. Aha, și lui Mihai? Mihai. Și celălalt botez. Că am eu probleme cu familia. Am înțeles. Și lui Ionela, că și ai cu nunta? Că a murit bunicul. Oh, dar nu-i cam macabru? Bă, altă scuză nu am mai inventat, nu mai știam ce să mai găsesc. Asta am găsit-o, asta am dat-o, ce vrei? Numai pe mine nu m-a luat nicăieri. Că tare aveam nevoie și eu niște băi termale, că nu mai pot, mă doare schinarea cu reumatismul ăsta, nu mai mă distruge cu tata. Tata e pentru a 10-a oară, nu există băi termale în Tenerife. Te rog, eu termin-o. Ei, nu există, nu vreți voi să mă luați, măcar un benghei să-mi dai să mă dai o leagă la schinare, să faci o flecție, că nu mai pot. Ei, te dau cu... Nu te nicăieri, lasă-mă în pace. M-a luat pe nepregătit, ce vrei să fac? Da, apropo de lucru, stai că mă sună Ioana. Ce faci? Ce faci, fată? Ce faci, fată? Condoleanțe. Mulțumesc, fată. Uite pe acasă. Of, am înțeles. L-ai adus acasă pe bunicu? Da, e acasă. E liniștit. Te cred. Auzi, știi că eu am nunta acum și nu pot să ajung la parastas. Și știi la ce m-am gândit? Mai ales că el mi-a fost atât de drag și a fost ca un bunic și pentru mine. M-am gândit să-ți fac o vizită, să-mi iau și o rămas bun de la el. Stai, fată, liniștit, adică nu trebuie să... Doamne, frate, mă gândesc că acum ai multa și n-are niciun sens. Mă refer că să nu-ți strici starea. Știi cât de drag mi-a fost? Măcar atât pot face și eu pentru bunicul. Nu, eu zic, fată, să stai liniștită, că știu că ai nuntă. Ajung în 10 minute, sunt în apropiere, stai liniștită, nu-ți face probleme. Ok, fată, te aștept. Hai, vină, dacă tot ești aproape, da. Vai, 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 avem o mare problemă. Tu, ia, strângi bagajele. Du-te și adu-o lumânare. Du-te și adu-o. O lumânare, nu știu, de aromaterapie, nu știu. Contează, vezi tu. Okay. Așa. Flori. Alea de plastic, alea de plastic. Hai, nu mă interesează, că trebuie să improvizăm ceva. Bunicu, am nevoie să faci ceva pentru mine. Prefăte că ești mort. Ești nebun la cap, cum să mă fac că-s mort, nebunul. Am nebunit la cap. Eu mai am oricum unul că două beșini și mă smâși prefac, să mă chem moarele la mine. Hai, lasă-mă în pace cu toate ziua, te prefaci că mori, că ți-i rău, lasă-te, te pricep foarte bine. Te rog eu. Nu există, să mă prefac, ai nebun, nu mă prefac nicăieri. Dacă mă ajuți, promit că te iau în Tenerife. Opa, cum vrei să stau? Acolo, întins cu minte. Și poți să nu respiri o oră? S-a făcut. Bună, fată! Bine, bine, cred. Cum sunteți? Cum să fiu? Supărați. Supărați, fată. Na. Dar nu mai e nimeni? Da, da, nu știu cum era bunicul, că nu prea era cu lumea și lumea nu prea... Da, știu, și era și zgârcit. Dar chiar fără sicriu? Gârcit un pic și... Fata, știi care e faza? Că el era pe ritmul dacic, știi? Și el a zis că nu vrea să taie pădurea era bio, deloc. Era cu bio. Cu deloc. Și... și ritmul ăsta, ritualul dacic, încerșa fulpuză. Da. Încerșa. Da. Ok. Vreau și eu să-l văd. Hai, intră, dar stai liniște, te rog. Nu plânge, nu plânge, stai alături de tine. M-așteptam. Te cred. Am plâns. Te cred, se vede, dar liniștește-te. Da, fată, dar uite-te la el, nici nu zici că a murit. Parcă se preface că doarme. Da, așa avea expresia, că de când era în viață, fată, parcă e un actor. Da, fată. Te-a mai plăcut viața lui bunicu? Da, ea... Acum nu-i mai place că a murit. Păi, dar nu mai știi cum a alergat după femei, nu știi că avea și porecla. Bondarul care umblă din floare în floare. A, da? Da, păi tu mi-ai zis. Da, am mai fată mai mult în glumă. Hai, fată, și mi-ai zis că era și balul dracului, că se certa mereu cu sora sa. Ne,
Ai, fată, dar și sursa era o nebună. Dar tot mi-ai zis că el era nebun și că sursa era normală. Da, fată, dar glumeam și eu, nu știam ce zic. Fată, stai liniștită. Da. Că e trist ce se întâmplă, dar privește partea bună. Nu mai ții minte ce mi-ai spus tu? Că abia aștept să moară ca să iei moștenirea. Poate eram oricum nervoasă când nu ziceam asta, adică nu trebuiau luate în seamă. Dar acum ești bucată. Da, dar nu așa, n-aș fi vrut să se întâmple așa. Dar asta e soarta omului. Ai primit tu moștenire cum primesc eu Raiul sau Tenerife. Stai liniștită, că o să vezi că o să fie bine, nu mai plânge două. Eu îți mulțumesc că ai venit, dar nu trebuie să intri în vibe-ul ăsta, știi că tu ești cu invitațiile de nuntă. Da, îmi face știu cu vibe-ul, păi știu, dar să-mi stai liniștită, te rog. S-a auzit ceva? Mi se erghe strănută, da. Mi se erghe, are probleme cu ambrozia și... Iar s-a auzit. Este Serghei, are probleme cu ambrozia și strănută de poliția. Ați-ai dracu cum mă ții voastră, cu dracu mască, huini cap! Cum de dracu mă-ți asta când nu vezi cum nu poți respir? Ce condiții astea de actorie? Ionela, Ionela... Ești bine? Tata, un minut dacă te abține aici era. Nu ai putut să mai abții un minut? Ionela, hai, te rog eu. Ești bine? Ionela, hei! Hai, ce bine. Ionela! Ce dracului de glume sunt astea? Sunteți familie de nebun sau cum? Doamne ferește! Dar ce... A fost o glumă. Nici asta e glumă? A fost o glumă proastă, nici cerim scuze. Păi mai bine vedeam un strigoi decât să-l văd pe bunicu. Pe cine faci tu strigoi mai viitor divorțată? Haideți cum vorbesc. Scuze, dar nu știam cum să... Bă, da, voi voia să scăpați de nunta mea și nu știați cum, nu? Și ați găsit soluția asta. Nu, a fost o glumă, doar atât, nu. O glumă proastă. Astea-s glume? Da. Cere scuze. Știți ce să faceți ca să vă iert? Orice. Mi-l împrumuta și mie pe bunicu, cam și eu o nuntă în iulie la care vreau să lipsesc. Deal? Bunicu, fii atent că am o idee bună de afaceri de făcut cu tine. Sece, scăpa de nunțele, se numește firma. Facem și slogan. Dacă vrei să scapi de nuntă, trebuie să-ți moară o rudă.